Bine te-am regăsit! Sunt Loredana Lată și coach pentru femei de acțiune. Și subiectul zilei de astăzi este unul foarte des întâlnit, de genul ce să faci și cum să reacționezi atunci când cineva te critică. Cred că aici sunt două aspecte. Pe de o parte, cel care emite acea critică, iar pe de altă parte, cel care primește acea critică, adică tu. Bineînțeles că fiecare dintre noi ne aflăm în aceste două posturi, probabil în mod alternativ. Sunt sigur că ți s-a întâmplat să și critici pe cineva, sunt sigur că ți s-a întâmplat să și fii criticată. Bun, ce e de făcut? Hai să luăm prima postură. Hai să luăm postura persoanei care de fapt te critică. Ce se întâmplă cu acea persoană în momentul în care te critică pe tine? Cel mai probabil funcționează acel fenomen de oglindire. Adică acea persoană vede în tine sau în obiectul criticii sale ceea ce de fapt există în propria persoană. Mai pe românește fie spus este ceva de genul. Dacă ți se întâmplă să critici pe cineva că este dezordonat, să zicem, sau că este dezorganizat, sau că este prea zgârcit, sau că este, nu știu, într-o formă sau alta, gândește-te că de fapt ceea ce faci este să vorbești despre tine însăți. Sună ciudat, nu-i așa? Și sună destul de dur. Dar adevărul relativ pe care îl știu eu, cam acesta este. Pentru că adevăr absolut cred că nu există și nu e cazul să vorbim aici despre el. De fapt, ce se întâmplă? Se întâmplă că ceea ce vezi în celălalt există în tine. Și ca o dovadă a acestui fapt este că dacă nu ai ști cum este să fii dezorganizat, să fii ce vezi în celălalt, nu ai ști să identifici, să pui eticheta. Așadar că poate te ajută să înțelegi că de fapt atunci când critici pe cineva vorbești despre tine însăți, chiar dacă cu un voal, chiar dacă cumva ascuns, dar nu-ți dai seama. Știu că intenția ta este foarte bună și consideri poate că atunci când îl critici pe celălalt, adesea părinții fac așa, îl motivezi să meargă mai departe, îl motivezi să-și depășească condiția, să devină mai activ, să etc. Este posibil să funcționeze și varianta aceasta. Însă la pachet sigur vine cu scăderea încrederii în sine, mai ales dacă este vorba de un copil. Dacă obișnuiești să critici adesea copilul tău, cel mai probabil, în timp el își va dezvolta o stimă de sine scăzută, își va dezvolta o lipsă de încredere în propriile forțe și va fi lângă fusta mamei lui probabil toată viața. În același timp se va răzvrăti toată viața să nu fie așa. Cam acestea sunt rezultatele. Pe de o altă parte, dacă tu obișnuiești să critici, mai mult ca sigur acest comportament l-ai învățat și tu de la părinții tăi sau de la profesor sau de la mediul din care ai venit. Asta nu înseamnă, ca să ne înțelegem, asta nu înseamnă că dacă critici pe cineva, nu este foarte probabil ca acel cineva să fie în felul în care îi spui tu. Este posibil, că altfel probabil că nu ai fi văzut în tine și în el. Dar, pe de altă parte, unii oameni, atunci când sunt criticați, și aș spune poate majoritatea dintre ei, se simt cumva agresați, se simt cumva violați psihologic, se simt cumva devalorizați. Și tu poți să alegi dacă preferi să critici pe cineva sau, din contră, preferi să-i aduci în atenția proprie valorile sale sau să-i aduci în atenția proprie lucrurile bune pe care le are. Tu alegi ce faci. Pentru că oricum să știi că atunci când vorbești ceva despre cineva, fie că este bine, fie că este de rău, de fapt vorbești despre tine. Așa încât data viitoare când ești cu prietenii la o cafea și bârfești pe cineva, gândește-te că de fapt vorbești despre tine. Cam ciudat, nu-i așa? Bun. Pe partea cealaltă sunt acele persoane care sunt criticate. Acele persoane care primesc criticile. Și aici ai de ales. Dacă te afli printre aceste persoane care li se întâmplă să fie criticate, ai de ales. Ai de ales, pe de o parte, să înțelegi că cel din fața ta vorbește despre propria persoană, pe de o parte, ai pe de altă parte că este posibil, pe lângă faptul că vorbește de propria persoană, este posibil ca ceea ce a văzut în tine chiar să existe. Sau nu. Dacă te supără critica celuilalt, este clar că acel ceva ce ți l-a reproșat există în tine, dar tu refuzi să-l vezi și refuzi să lucrezi pentru el. Gândește-te bine. Dacă cineva îți spune că ești zgârcită, de exemplu, și sari, da, nu zic de ce în sus,
Dacă ți se întâmplă lucrul ăsta, cel mai probabil este că tu crezi despre tine în adâncul sufletului tău că ești zgârcită. Și atunci faptul că celălalt ți-a pus oglinda te-a lovit și te-a durut. Pe de o altă parte, dacă cineva spune zgârcit, că ești zgârcită și trece pe lângă lămurichea ta de genul, da, ok, fără să simți nevoia ori să ataci, ori să te aperi, este cel mai probabil ca acel ceva să nu mai există în tine sau să fi fost deja rezolvat de tine cu tine. Indiferent de situație, este clar că poți să alegi să te dezvolți și în același timp să înțelegi că, de fapt, nimeni nu te cunoaște mai bine decât te cunoști tu. Atunci când spui ceva cuiva, de fapt vorbești despre tine, când cineva îți spune ceva despre tine, de fapt vorbește despre sine. Dacă, în schimb, tu rezonezi sau tu intri pe aceeași lungime de unde cu persoana care ți-a povestit despre tine, că ești într-un fel sau alt și tu începi să te aperi sau începi să ataci, este clar că are legătură și cu tine. Și e pur și simplu nimerită. Bun. Așadar, ce iei mai departe ca să-ți folosească? Pentru că ai de ales. Ai de ales să-i faci pe ceilalți din jurul tău să se simtă mici prin criticile pe care le aduci sau să-i faci pe cei din jurul tău să se simtă mari prin vorbele frumoase și mai ales prin vorbele prin care tu le scoți la suprafață calitățile pe care ei le au. Că, indiferent de situație, fiecare om are foarte multe calități. Și ca idee, dacă consideri că tu ai foarte multe defecte, gândește-te că defectele sunt, de fapt, calități exagerate. Cum sună? Ce vei face diferit după ce ai văzut acest video? Eu îți doresc inspirație maximă și iubire și acceptare de sine cât cuprinde. Și de ceilalți, bineînțeles, dar abia după ce vei fi tu împăcat cu tine, vei fi împăcat și cu ceilalți. Până atunci te îmbrățișez cu drag și te iubesc.